Andrew Tate va sta în arest la domiciliu, iar fratele lui Tristan a fost plasat sub control judiciar. Anchetatorii au dat publicități înregistrări scandaloase cu cei doi. Două proiectile trase pe timp de noapte de militari români ar fi ricoșat într-un bloc de apartament aflat în vecinătatea unui poligon din Polonia. Din cauza arșiței, vacile dau mai puțin lapte și de calitate mai slabă. Cum influențează asta piața? Aflați imediat. A trecut vârful de sezon, iar pe litoral hotelierile cer cu 25% mai puțin turiștilor întârziați. Iar Kamala Harris a acceptat oficial nominalizarea democrată pentru candidatura la Casa Albă. Oana Andoni vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Frații Tate s-au întors acasă în voluntar după ce magistrații au dispus ca Andrew să fie arestat la domiciliu, iar Tristan a fost pus sub control judiciar. Saga continuă însă. Din mesaje de pe WhatsApp interceptate de procurori și date acum publicității, reiese că Tristan Tate ar fi recunoscut că este proxenet. Tot el l-ar fi numit miei pe fetele care munceau pentru ei. La rândul său, Andrew Tate l-ar fi amenințat cu violul pe cele care nu voiau să lucreze la videochat 45 de ore pe săptămână. Procurorii DICOT au interceptat încă din 2019 discuțiile pe care Andrew și Tristan Tate le purtau pe WhatsApp. Dintr-o serie de mesaje reiese că cei doi le considerau animale supuse pe fetele care lucrau pentru studioul lor de videochat. Videoclipurile cu conținut de ochiat erau administrate și monetizate direct de cei doi frați pe un site destinat adulților amatori de obscenități. Apropo, mâine strângem miei. Le verifici conturile? Cât a fost? Abby a produs bine. Adriana a fost bolnavă. Viva a spus că plata ei din 15 a fost retrasă la Paxum. Da, 7.000 de dolari. Trimite-i 30% și spune-i că sunt 40. Abby e mai muncitoare. A făcut 53 de mii ieri. Din interceptări reiese că Tristan Tate s-ar fi ocupat de traficul de persoane despre care vorbesc procurorii în rechizitoriul de arestare. Tu menții website-ul să producă, eu mențin activitatea de proxenetism. Naomi e bună și e și de încredere. Dacă îi dau conturile de OnlyFans și o fac responsabilă să primească de la fete poze și video, ar face o treabă mai bună ca Georgiana? Pe de altă parte, conform anchetatorilor, unele dintre fetele din anturajul fraților Tate ar fi fost chiar amenințate. Spune-i să depășească momentul înainte să o violezi iar. Anchetatorii vorbesc despre cel puțin 34 de tinere ținute în apartamente cumpărate sau închiriate în România și Anglia din banii rulați din videochat. O parte dintre acestea ar fi depus plângere împotriva celor doi. Nu în ultimul rând, surse din anchetă spun că frații Tate intenționau să lase cât mai multe femei gravide pentru a le închide gura. Andrew Tate și-ar fi dorit 10 băieți cărora să le predea afacerea și pe care să-i transforme în locotenenții lui. Tristan Tate, Luana Radu și Georgiana Nagel, cele două femei despre care procurorii DICOT spun că i-ar fi ajutat pe britanici să corupă și să exploateze fetele, aveau împreună un grup de mesagerie privat pe platforma WhatsApp, denumit Pimps, adică proxeneții. Acolo femeile păreau să-i promită lui Tristan Tate că vor scăpa de o presupusă victimă care începea să le creeze probleme. Asta e prima dintre fete pe care o voi bate. Este o promisiune? Ar fi scris fosta polițistă Luana Radu în octombrie 2021. Ar fi trebuit să o bat și să o dau afară din prima zi când s-a întors. O să țip la ea în Anglia și o să o trimit înapoi la Praga fără lucrurile ei. I-ar fi răspuns Tristan Tate. De la un punct încolo, cele două complice au început să se teamă că vor fi arestate. Vrei să ne bagi la închisoare pentru ce? Măcar mergem împreună. Și când ajungem la închisoare, o să conducem lucrurile și acolo. Proxenete din pușcărie. Ar fi discutat ele pe grupul de WhatsApp conceput special pentru a recruta și exploata fetele. Aseară, polițiștii s-au întors la locuința britanicilor ca să verifice dacă Andrew Tate respectă măsura arestului la domiciliu impusă de judecătorii de la Tribunalul București. Dreptul la replică nu a întârziat să apară. Într-un podcast de 30 de minute postat pe rețeaua X, singura care le mai permite să publice conținut după ce au fost interziși în rest din cauza mesajelor misogine, cei doi și-au susținut din nou nevinovăția. This was nothing short of an attempt on our lives. No new charges have been raised, but they've launched another investigation. A very easy way to kill somebody in a righteous country like Romania would be to accuse them of a super heinous crime that other prisoners hate, and then throw him in prison. That is an assassination attempt.
That's what it is. Procurorii DIICOT vor să conteste măsurile blânde date ieri de judecătorii Tribunalului București, care au decis arestarea la domiciliu al lui Andrew Tate și punerea sub control judiciar al lui Tristan Tate, Georgiana Nagel și Luana Radu. Pentru toți vor să ceară din nou trimiterea preventivă după gratii pentru 30 de zile. Incident stânjenitor pentru militarii români dislocați în Polonia într-o misiune multianuală de apărare a flancului nord-estic al Alianței Nord-Atlantice. Două proiectile trase pe timp de noapte cu sistemele de apărare antiaeriană au ricoșat într-o zonă populată din apropierea poligonului și au provocat pagube. Acest episod nedorit este investigat acum de poliția militară poloneză. Incidentul raportat de comandamentul grupului de luptă NATO din Polonia a avut loc aseară în jurul orei 22, potrivit presei poloneze, un proiectil de calibru 35 mm tras de români cu sistemele antiaeriene Gepard ar fi ricoșat într-un bloc de apartamente aflat în vecinătatea poligonului. Biroul de presă al Armatei Române vorbește însă despre două astfel de proiectile. În timpul unor exerciții aliate la care au participat soldații români, o clădire situată în apropierea poligonului de tragere a fost avariată de ricoșeuri. Un proiectil al unei subunități românești din cadrul grupului de luptă al batalionului NATO a lovit un bloc de locuințe. Din fericire, precizează sursele militare poloneze, nu a fost nimeni rănit, însă au fost înregistrate mici pagube materiale. Potrivit unor surse din Armata Română, ar fi vorba despre un geam spart. Comanda detașamentului va pune la dispoziția poliției militare poloneze, care cercetează cauza, toate datele și informațiile necesare clarificării circumstanțelor în care s-a produs acest eveniment. Detașamentul românesc de apărare antiaeriană se află la 15-a rotație în Polonia și are misiunea de a asigura prezența înaintată consolidată pe flancul nord-estic al Alianței în cadrul grupului de luptă NATO, similar celui de la Cincu. Potrivit MAPN, rotația durează 6 luni, timp în care aproximativ 100 de artileriști antiaerieni români participă la exerciții și activități de instruire alături de militari americani, britanici, croați și polonezi. Potrivit cutumelor Alianței Nord-Atlantice, dar și potrivit înțelegerii dintre Armata Română și cea poloneză, pagubele suferite de civil după acest incident de tragere, primul în care sunt implicați români, vor fi acoperite din fonduri publice. De altfel, Armata Poloneză a anunțat printr-un purtător de cuvânt că va plăti toate stricăciunile provocate de cele două proiectile ricoșate, iar apoi vor fi compensate de Armata Română. Ovidiu Anță, Pro TV. Un român de 42 de ani care își câștiga existența livrând colete la domiciliu a pierit în mod tragic în Marea Britanie. A încercat să oprească un individ care voia să-i fure mașina. Hoțul se instalase deja la volan și a pornit de pe loc, iar victima agățată de portier a fost târâtă câteva sute de metri și a murit din cauza rănilor. Doi bărbați au fost reținuți pentru omor în acest caz. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Claudiu Carol Condor era stabilit de 8 ani în Marea Britanie și era angajat la o firmă de curierat parteneră cu Amazon. Atacul asupra mașinii lui de serviciu a avut loc în orașul Leeds. Claudiu a coborât să livreze un pachet și când s-a întors la furgonetă, un Ford Transit argintiu, a dat peste individul care încerca să plece cu ea. Românul în vârstă de 42 de ani a încercat să-l oprească pe hoț, dar acesta a pornit în viteză și l-a prins cu portiera. Claudiu Condor a rămas agățat de mașină și a fost târât mai bine de 500 de metri. In an attempt to shake him off, the thief has driven the van into a number of parked cars. As a result, has fallen from the vehicle as it sped off. O cameră de supraveghere a surprins momentul în care duba părăsește locul, iar din sensul opus apare o altă mașină care se oprește lângă Claudiu. Un bărbat verifică dacă mai are semne vitale și sună după ajutor. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru el. Poliția a anunțat în scurt timp că a reținut doi suspecți, unul de 24 de ani și altul de 32 de ani. Ambii sunt acuzați de omor. Anchetatorii nu au precizat rolul fiecăruia în comiterea crimei. Oamenii spun că în Marea Britanie sunt tot mai dese cazurile în care dubele curierilor sunt furate. Șoferii săraci spanicați, mulți din ei poate să-și piardă locul de muncă, mulți din ei poate să fie puși de către patron să acopere respectiva pagubă și de aici probabil și gestul disperat al domnului respectiv. De obicei, hoții sunt interesați doar de marfa din mașinile pe care le abandonează apoi la câteva străzi distanță. Un șofer care face livrări câștigă în Regatul Unit în medie între 500 și 1000 de lire pe săptămână. Nu există nicio șansă, nicio posibilitate ca angajatorul să-și recupereze banii. Tot ce poate să facă este să anunțe poliția și nu să mai angajeze nimeni ca șofer. Compania pentru care lucra Claudiu a inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru a sprijini familia îndurerată să achite costurile de înmormântare.
Bărbatul era din Toplița. Situația urșilor gunoieri de pe Transfăgărășani este exploatată fără rușine de unii agenți de turism. Câți bani le cer străinilor ca să-i ducă să vadă sărbăticiunile, vă spunem în câteva momente. Cei 700.000 de români care s-au ales cu sume mai mici după recalculare vor primi în continuare aceeași pensie, însă mulți nu vor mai beneficia de majorări multă vreme de acum încolo. Noua lege îi dezavantajează pe cei care au lucrat în condiții speciale de muncă, au boli profesionale sau diferite dizabilități. Asociațiile de profil au anunțat deja proteste în fața guvernului. Mică, deci trebuie să mai îmi dea încă vreo 1.000 de lei. Cu taloanele de pensii și calculul făcut de acasă, zeci de pensionari așteptau și astăzi la rând să conteste deciziile înmânate de poștași. Nu am înțeles nimic și am venit și eu să văd despre ce e vorba. Cei mai afectați sunt foștii angajați din industria minieră, mecanicii de locomotivă, cei care au lucrat în industria nucleară sau petrolieră. Pentru că au muncit în condiții grele, oamenii s-au putut pensiona mai repede. Acum însă, la recalculare, s-au trezit cu ani mai puțini de muncă și cu o pensie mai mică în acte. Am lucrat în subteran și mi s-a tăiat din pensie 22 de milioane, aproape 23. Sunt aproximativ 131.000 de persoane care au lucrat în condiții speciale, însă pentru 56.400 de oameni pensia este mai mică. Seniorii vor rămâne cu banii pe care îi primesc în prezent. O să preluăm toate deciziile și o să mergem cu ele pe instanță. Nemulțumiri sunt și în rândul persoanelor cu dizabilități, unde pensiile recalculate sunt mai mici și cu 60%. Costel este nevăzător din naștere și are 29 de ani vechime. 2000, aproximativ. Se indexează pensia mică, pur și simplu pensia rămâne înghețată pe perioada asta. Și pentru această doamnă economist cu grad de handicap, pensia scade de la 4067 la 1626 de lei. De la o pensie de 1800 de lei, 2000 de lei, ajung la o decizie care le-ar acorda acum o pensie de 700 de lei. Asta după mulți ani lucrați. De anul viitor, indexarea curată a inflației se va aplica la punctajul din noua decizie de recalculare. Haideți să luăm exemplul unui pensionar, în cazul de față un fost miner care are acum o pensie de 8.000 de lei, iar după recalculare figurează cu 6.500 de lei. Dacă luăm în calcul o rată a inflației, adică o scumpire medie a alimentelor de aproximativ 4% pe an, alături de creșterea salariului mediu pe economie, pensionarul va rămâne cu aceiași bani încă 6 ani de acum înainte și abia din 2030 pensia va crește cu puțin peste 170 de lei. Vor rămâne cu pensia, într-adevăr, leu pe leu, dar ea va fi redusă în termen real, adică va fi ronțăită de inflație, ca să zic așa. Afectate de noul calcul sunt și persoanele care s-au îmbolnăvit în timpul serviciului și au primit pensie de invaliditate. Potrivit legii, nu vor primi bonusuri dacă au mai puțin de 25 de ani lucrați fizic. În total, peste 719.000 de seniori au un cuantum mai mic. Căldura sufocantă din acest an a dus la scăderea cantității, dar și a calității laptelui colectat în ferme. De pe câmpurile pârjolite, fermierii strâng prea puține furaje, așa că animalele nu mai au o hrană bogată în nutrienți. Drept urmare, laptele pe care îl dau este mai slab, iar asta afectează producția de brânzeturi, smântână și unt. În timp ce producătorii vorbesc despre scumpiri, economiștii sunt de părere că oamenii vor înceta să mai cumpere mărfuri românești și se vor orienta către cele aduse din alte țări. Este vremea mulsului într-o fermă de lângă Afumați, județul Ilfov. Sute de văcuțe merg încolonate către mulgătoarele automate. Au însă ugerele mai goale. Un singur animal dă într-o zi mai puțin cu un litru de lapte, spun fermierii, care pun scăderea producției pe seama căldurii infernale din această vară. Da, având energie, scade producția, practic. Efectiv, scade producția și sunt și probleme cu animalele și la reproducție și la boli mai ușor și capătă mai repede. Cade imunitatea, obligat, dacă nu are energie. Văzute de sus, câmpurile de pe care fermierii strâng hrană pentru animale sunt pârjolite. Arșița a uscat pășunile, lanurile cu porumb și pe cele cu lucernă. Așa că, pe lângă faptul că este mai puțină, hrana este și săracă în nutrienți. Iar asta are un impact direct asupra calității laptelui. O vacă mănâncă într-o zi în jur de 50 de kilograme de furaje. Pentru ca laptele să fie de calitate, ar fi bine ca jumătate din această cantitate să fie porumb silos. În acest an este planta cea mai afectată de secetă, așa că în ferme este deja o mare problemă. Drept urmare, laptele are mai puțină grăsime. Pentru a produce o smântână cremoasă, ar trebui să aibă minimum 4% grăsime, iar în cazul untului, procentul urcă la 5% și producția de brânzeturi are de suferit.
Dacă media pe România până acum două luni era 3,8-3,82% grăsime, eu vorbesc din date statistice, INS, va coborâ spre 3,5%, ceea ce înseamnă un deficit de smântână. Și o să vedeți o creștere a prețului la smântână, la unt. Doar că și bugetul clienților este limitat, iar aceste creșteri de preț, spun economiștii, vor genera o scădere a vânzărilor în cele din urmă. Unii clienți au schimbat deja untul cu margarina pentru că este mai ieftină. Vor compensa și produsele aduse din alte țări. Cred că scumpirile nu poate să mai meargă mult mai mult față de unde sunt acum. Din punct de vedere cantitativ, consumul nu mai crește și dacă prețurile ar continua să crească, probabil că românii își vor restrânge consumul din ce în ce mai mult. Potrivit Institutului Național de Statistică, în primele 5 luni ale acestui an, România a cumpărat deja din alte țări peste 200.000 de tone de lapte și produse lactate. Urșii cerșetori de pe Transfăgărășan au devenit din problemă o atracție pentru care agențiile de turism și ghizii le cer bani străinilor. Pe internet poți să găsești oferte de safari cu urși. Doritorii sunt taxați cu peste 100 de euro de persoană dacă vor să privească animalele din mersul mașinii. Pus în fața acestei situații, ministrul mediului susține că are soluții. Niciuna nu a fost pusă însă în aplicare. În 40 de minute, un șofer care străbătea Transfăgărășanul a filmat 10 de scene în care turiștii adunați să privească urși au blocat circulația. Uite ursul iarăși, uitați-vă în spate. Ia uite-l. Urs. S-a oprit la urs. Sunteți, mă. Doamne, maica Domnului. Ia uite și pe ăsta cum a tras mașina. Turiștii sunt încântați și nu par să realizeze că un urs hrănit de om este un urs condamnat la moarte. Senzația ar fi... că noi învățăm pe urși să vină la marginea drumului. The not so happy one. So he followed you. Yeah, he wanted to follow me a little bit. Conștient de situație, ministrul mediului a anunțat noi măsuri împotriva celor care ademenesc animalele. Am dispus instalarea unor camere de supraveghere video pentru acele situații în care turiștii, deși au fost avertizați, nu respectă legea. Ministerul nu a putut preciza și când vor fi cumpărate camerele video. Tot Mircea Fechet a spus că cei peste 20 de urși problemă de pe Transfăgărășan vor fi duși în rezervația de la Zărnești. Doar că... n-a venit usoaica, n-au venit nici puii, n-a mai venit nicio veste. Ministrul mediului crede și că amenzile date turiștilor care hrănesc ilegal urșii ar trebui să crească, însă până una alta ar trebui să se aplice cele existente. Jandarmeria Argeș precizează că până pe 15 august au fost date doar 5 avertismente și 3 sancțiuni. După această bălmăjală generalizată, în final urșii ajung în bătaia puștii. Mai departe și publicul e părtaș la incompetența asta a autorităților. Legea permite vânarea a peste 400 de exemplare în acest an, iar agențiile de profil au lansat oferte imediat ce a fost promulgată. Participarea la o partidă costă 1200 de euro, iar trofeul între 6500 și 10.000 de euro. Administratorii fondurilor cinegetice din apropierea Transfăgărășanului vor împușca 4 exemplare. N-ar fi o mândrie pentru niciun vânător să facă măcel la marginea drumului. Dana Marihuana a fost arestată preventiv de magistrații de la Tribunalul Constanța după ce, în urma unor percheziții făcute în containerul de pe plajă în care locuiește în Vama Veche, ofițerii de ICOT au găsit droguri inclusiv de mare risc, mai precis amfetamină, ketamină, cannabis și ecstasy. Au fost verificate și două adrese din București și din Giurgiu. Dana Marihuana a fost oprită în trafic ieri noapte în localitatea 2 Mai, iar testul rapid a ieșit pozitiv la cannabis și amfetamină. Cu ea în mașină erau și doi bărbați. Și aceștia au fost arestați pentru 30 de zile. Toți trei au fost transferați acum la Spitalul de Psihiatrie din Constanța pentru că ar fi intrat în sevraj, transmit surse din anchetă. Iubiți aventura și zborul? Atunci este momentul să mergeți la Craiova, la Festivalul Baloanelor cu Aer Cald. Cât costă o astfel de experiență și cât durează, aflați imediat. Obezitatea, una dintre principalele probleme ale copiilor, a devenit și una dintre cauzele frecvente pentru apariția apnei obstructive de somn. Netratat, copilul cu apnee de somn poate deveni un adult incapabil să se concentreze, să ia decizii și să emită judecăți corecte asupra acțiunilor sale. Apnea obstructivă de somn este întâlnită la 4% dintre copii, iar cei mai mulți dintre ei au probleme de greutate, spun specialiștii. Potrivit acestora, la copiii supraponderali sau obezi, grăsimile depuse la nivelul gâtului închid căile respiratorii pe timpul nopții. Pe lângă faptul că somnul copilului este fragmentat, scade oxigenarea la nivelul corpului, inclusiv a creierului.
Copilul este agitat în timpul zilei și nu se va putea concentra. Netratat va deveni un adult cu probleme. Turburele de memorie, de concentrare, de atenție, toate duc la o lipsă de cogniție din partea tânărului respectiv. Face din el o persoană incapabilă să ia anumite decizii importante în viață și să poată să aleagă între bine și rău. Mai mult pot apărea bolile cardiovasculare și diabetul. Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția că până în 2035, 2 din 5 copii vor fi supraponderali sau obezi. Sunt surprinsă că văd din ce în ce mai mult la consultații copii care sunt grași și ai căror părinți nu văd în asta a fi nicio problemă. La preșcolari și școlari sunt studii serioase care spun că crește problema de apnee de somn. Conform specialiștilor, un copil care are tendințe de îngrășare de la grădiniță tinde să ajungă obez înainte de a termina gimnaziul. Copilul cu obezitate și apnee are un somn agitat cu o respirație șuierătoare care poate merge până la sfărăit. Conform Academiei Americane, un astfel de copil trebuie văzut de mai mulți medici. Primul este pediatrul, urmează endocrinologul și specialistul în somn. Este trimis apoi la ORL și chiar la stomatolog. Echipei multidisciplinare îi se adaugă nutriționistul și psihologul. Obezitatea poate fi combătută cu alimentație sănătoasă și multă mișcare. S-au derulat scene șocante pe o stradă din Onești, județul Bacău. Un tânăr de 26 de ani a fost reținut de polițiști în urma unui scandal violent. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. După un conflict spontan, individul l-a atacat cu un cuțit pe un șofer, iar totul a fost filmat de un martor. Agresorul, care era pieton, se așezase pe un loc de parcare și încerca să-l oprească pe un bărbat să-și lase mașina acolo. Așa a început scandalul. În imagini se vede cum tânărul înarmat cu un cuțit îl atacă pe șoferul care, speriat, reușește să demareze. Polițiștii l-au reținut în final pe scandalagiu pentru 24 de ore, dar ulterior judecătorii l-au eliberat. Acum el este cercetat sub control judiciar pentru tulburarea liniștii și ordinii publice și port ilegal de armă albă. Acum un pont pentru cei care n-au ajuns anul acesta la mare. Au intrat prețurile la apă, vârful de sezon a trecut și mai este puțin până când începe școala. Așa că hotelierii au redus tarifele și cu 25%. Iar de la 1 septembrie începe programul Litoralul pentru Toți cu prețuri și mai mici. Însă cum în toate trebuie să fie un echilibru, mâncarea a rămas la fel de scumpă. Ziua marinei a trecut, semn că sezonul se apropie încet încet de final. Drept urmare, au scăzut tarifele, iar în Eforie Nord, Mamaia, Neptun și Olimp, camerele nu stau prea mult goale. Gradul de ocupare este în acest moment de 80%. Prețurile au scăzut față de vârful sezonului cu aproximativ 20-25%. În următoarea perioadă, vorbim aici de începutul lunii septembrie, debutează oferta Litoralul pentru Toți și acolo prețurile vor porni de la 75 de lei pe noapte pentru o cameră dublă. În Mamaia, o cameră dublă la 3 stele se închiriază cu 222 de lei pe noapte, în Neptun Olimp cu 194 de lei, iar în Eforia Nord cu 180. Pentru că avem mai multe rezervări, am decis să ținem hotelul mai mult timp deschis până pe 29 septembrie. Vin cu oferte și administratorii plajelor. Am scăzut cu 10 lei prețul șezlongului, iar am păstrat în continuare oferta de abonament. Turiștii care stau mai mult de 3 zile beneficiază de reducere de 10 lei, 15 lei în funcție de numărul de șezlonguri și numărul de zile petrecute. În schimb, dacă mergeți la restaurant, nu o să găsiți schimbări semnificative. Cum sunt prețurile? Cam mari. La mâncare și băutură în special, cazarea nu. Cazarea e ok. Încercăm să mergem pe minim. Minim. Ce înseamnă minim, minim? Da, cu mâncare de acasă, cu... Am oprit pe la magazinele astea, market-urile și ne-am luat mâncare. Chiar și așa, litoralul tot rămâne tentant. În perioada următoare, pe litoral, vremea se va menține frumoasă, cu mult soare și cu temperaturi ce vor atinge 30 de grade Celsius. Și marea este caldă, numai bună pentru o baie, are 27 de grade Celsius. Nu uitați că de la 1 septembrie începe programul Litoralul pentru Toți. Tarifele vor fi cu până la 70% mai mici decât cele din vârf de sezon. S-a colorat cerul Olteniei în vecinătatea Craiovei, unde în acest sfârșit de săptămână are loc un spectacol uimitor, Festivalul Baloanelor cu Aer Cald. Timp de 3 zile, privitorii, dar și amatorii de priveliști de poveste vor participa la aventura baloanelor. O astfel de experiență poate fi trăită doar de câteva ori pe an și numai în anumite locuri din România. Astăzi, la Bratovoiești, în județul Dolj, zeci de oameni au început să monteze baloanele cu aer cald când încă nu se crăpase de ziua.
Pregătirea pentru un zbor este minuțioasă. Făcând mai des și mai lungi aceste flăcări, balonul va urca sau va cobori controlat? Balonul este o aeronavă care este înmatriculată, care este supusă reglementărilor aeronautice. Poate să ajungă de la 45.000 de euro până la 100.000 de euro în funcție de mărimea, dimensiunea balonului. Baloanele cu aer cald se ridică până la 3.000 de metri și pot atinge 100 de kilometri pe oră. Zborul cu balonul nu este însă ieftin. 800 de lei pentru adulți și 400 de lei pentru copii. Cursurile pentru brevetul de pilot de balon se ridică la 7.000 de euro. Pentru mine este un job care a devenit pasiune. În acest sens pot să mă consider un om foarte fericit. Chiar dacă am peste 1200 de zboruri efectuate, nu cred că am făcut două la fel. Senzație să zbor deasupra lacurilor de aici din zonă, deasupra caselor, oamenilor, a gospodăriilor, oameni care ne făceau cu mâna, e frumos. E experiență frumoasă. Numărul pasagerilor care pot urca într-un balon variază în funcție de dimensiunea acestuia. Cel mai adesea pot sta în acel între 4 și 6 persoane. Cel mai mult personal mi-a plăcut decolarea, senzația aceea de ridicare. Zborul cu balonul poate fi practicat oriunde, iar internetul abundă de oferte. Din cele mai importante centre se poate zbura la cerere peste tot în țară. Teoretic se poate zbura oriunde cu balonul, dacă sunt îndeplinite anumite condiții, în primul rând meteorologice, adică vântul nu mai mare de 3 metri pe secundă. Un zbor durează aproximativ o oră. Un vulcan din Islanda care s-a trezit la viață în decembrie după o pauză de 8 secole a erupt din nou. Un râu de lavă s-a scurs de pe versanți. Imagini în câteva momente. Se spune că Ceahlăul este muntele sfânt al Moldovei și ar trebui să fie un reper pentru noi toți. Dar cum nu are autostradă în apropiere, rămâne necunoscută România. Localnici încearcă să ne convingă să-i descoperim frumusețea și au construit pe vârful Toaca scările care urcă spre cer. Mica stațiune de rău este plină de viață, iar pe lacul care străjuiește muntele, câțiva români întorși din vestul Europei au deschis mici afaceri și ne invită să contemplăm un peisaj fabulos. Aflat în județul Neamț, Ceahlăul este muntele emblematic al Moldovei. Mare parte din teritoriul său este parc național, unul din cele 14 câte sunt în România. Tocmai natura nealterată din acest loc atrage anual peste 80.000 de oameni. Am pornit și noi într-o drumeție spre vârful Toaca. Are 1904 metri și este al doilea ca înălțime din întreg masivul. Wow, ce priveliște! Traseul străbate la început pădurea, care încă adăpostește urși, cocoși de munte și râși. Interesante sunt și denumirile locurilor. Duruitoarea, Dochia, Panaghia, Toaca, multe desprinse din legende. Întâlnim drumeți cu rucsaci grei, obișnuiți cu muntele. Coborâm pe la cascadă și o să mergem într-o, poate în camping, să vedem ce e acolo, că ne-a spus cineva că sunt condiții. Vârful Toaca a devenit popular în ultimii 5 ani, de când au fost instalate aici trepte metalice, care ușurează accesul. Acolo trebuie să ajungem noi și să urcăm cele 519 trepte. De aici până acolo mergem pe potecă bătătorită. Odihniți fiind, scările nu ne iau mai mult de 15 minute, deși înseamnă că am urcat un zgârie nori cu peste 30 de etaje. De când sunt scările astea, turiștii nu mai întreabă de traseele din masiv. Întreabă unde sunt scările și cum pot ajunge la ele, pentru că văd fotografii pe internet. Criticată de unii montaniarzi pentru că este o structură artificială în mijlocul naturii, are totuși un rol important. Protejează flora de pe Toaca. De când au fost instalate treptele, sângele voinicului și florile de colț nu mai sunt călcate în picioare sau culese de drumeții needucați. Ați obosit? Merită tot. Pentru asta am venit. Pe vârf e doar o stație meteo. Nu veți găsi nimic de cumpărat, deci e bine să aveți apă suficientă. Taxa de vizitare a Parcului Național Ceahlău este 10 lei, iar biletul este valabil 7 zile consecutive. La pornirea pe trasee găsiți astfel de pungi pe care să le luați cu voi, chiar sunteți încurajați să faceți asta și să adunați gunoaiele care vă ies în drum. Aflată la poalele Ceahlăului, stațiunea Durău pare, la prima vedere, încremenită în timp. E plină de clădiri vechi și de comercianți plictisiți. Astea-s de vânzare? Da. Da? Le-ați pus așa pe gard? Uitați, sunt la 2 metri, la 1 metru jumate. Dar unii dintre localnici fac eforturi să schimbe fața locului. Au amenajat de pildă un parc de distracții, pe terenul care iarna deservește pârtia.
Alpine Coaster, Tubing sau Mountain Car sunt câteva dintre atracții. E senzația cea mai tare. În apropiere, un alt parc de escaladă, administrat de Mitropolia Moldovei și Bucovinei, este plin de copii. Instructor este Emi, licean în vacanța de vară. Vine din Iași, iar aici are cazarea și masa asigurate. Taxa de intrare în parcul de aventură este 60 de lei. La 10 minute distanță descoperim că au apărut și activități nautice pe lacul Izvorul Muntelui. Într-o scurtă plimbare cu barca, Cezar ne povestește că a început afacerea după ce s-a întors acasă. A stat 15 ani în Italia. Ariana, fata cea mică, îi este mereu prin preajmă. Cel mai mult aici îmi place seara apusul. Cezar spune că pentru dezvoltarea locului trebuie îmbunătățită infrastructura. Vede însă progrese în ceea ce privește comportamentul oaspeților. Uitați-vă ce frumos vin și campează și vreau să vă spun, după ce pleacă, nu rămâne o hârtie pe jos. Patru persoane plătesc 200 de lei pentru o oră cu barca, dar nu-i fluieră nimeni să vină la mal când a expirat timpul. Găsiți aici inclusiv stand-up paddle, kayak, puteți face wakeboard sau parasailing. E pentru prima dată când încercăm supul și totuși merge. Când am căzut în apă. Pe malul lacului sunt și două terase, nu tocmai arătoase, dar sunt singurele opțiuni. În spatele lor, Petronel a gândit câteva spații de cazare. 17 ani a fost șofer pe tir, în Italia. Spune că a făcut sacrificii mari ca să adune 50.000 de euro, bani pe care i-a investit în mica sa afacere. În ultimii 6 ani am stat numai în camion. Mă spălam la Ligian așa cu apă minerală. Sunt ajuns pentru bani. Dar singur, uite, am 45 de ani, dar nu am pe nimeni. Locul, încă sălbatic, e preferat mai ales de rulotiști. Deocamdată avem 10 minute când am venit și nu mai mi revin, că e foarte frumos. Da? În inima stațiunii Durău o să găsiți și câteva restaurante. O ciorbă costă 23 de lei, iar o tochitură moldovenească 48. Mi-am comandat o porție de hrib cu pui și mămăligă. Foarte bun. Aromate așa, gustoși. Localnicii speră că autostrada le va aduce mai mulți oaspeți. Drumul lung până acolo n-ar trebui totuși să vă sperie, pentru că străbate zone minunate. Hannah, fiica de 18 ani a magnatului britanic Mike Lynch, a fost găsită astăzi de scafandrii italieni după zile de căutări dificile. Fata era împreună cu familia ei pe un iaht de lux care s-a scufundat în apropierea unui port din Sicilia. Între timp, anchetatorii adună probe pentru o posibilă anchetă penală privind naufragiul misterios în care au pierit 7 oameni. Fata de 18 ani tocmai absolvise liceul și urma să studieze la Universitatea Oxford. Hannah a pierit, la fel ca tatăl ei, magnatul în domeniul tehnologiei Mike Lynch, supranumit Bill Gates al Marii Britanii. Au murit și oaspeții lui, alături de care își sărbătorea achitarea într-un proces de fraudă derulat în America. Este vorba despre Jonathan Bloomer, director Morgan Stanley și soția lui, avocatul Chris Morvillo și soția. Nu a avut nicio șansă nici bucătarul. Dintre cei 22 de pasageri și membrii echipajului aflați la bord, au scăpat 15, inclusiv nevasta lui Mike Lynch. Aceștia au reușit să urce într-o barcă de salvare. Behind us is the search site where all day divers in their orange wetsuits have been going in and out of the water in the searing heat. It is complex, meticulous and distressing work. Anchetatorii locali adună probe pentru o posibilă anchetă penală în legătură cu scufundarea iahtului de lux Bayesian pe furtună luni în jurul orei 5 dimineața. Un joc al învinuirilor a început deja. Directorul general al companiei, care deține firma care a construit vasul, a aruncat o parte din vină pe seama echipajului și a capitanului. Clearly something catastrophic happened with this storm, which meant the yacht sank incredibly quickly, which to me probably means that it's likely to have gone onto its side.
somehow there was ingress of water, and that ingress of water obviously sank the vessel. This huge 70-metre mast, the world's second tallest, snapped. Divers say it's now intact. But the yacht's keel, this underwater fin, is also important. The Bayesian had a retracting keel nearly 10 metres long when extended, and its final position will be critical to investigators. Because that keel, in effect, will lower the centre of gravity of the vessel and give it more stability and make it more stable. And if that keel was lifted up, then that could have had significant impact on the vessel's ability to stay upright when this weather hit. Now, other evidence could be the openings of the yacht. Were doors and hatches or even windows left open? And should they have been closed by the crew? Well, for now, the yacht remains on its side, on the seabed, 50 metres down. Bringing it to the surface won't be easy and could take weeks. Kamala Harris a acceptat oficial nominalizarea democrată pentru candidatura la președinția Statelor Unite și a promis o nouă cale pentru toți americanii. A transmis un mesaj de unitate și a îndemnat pe alegători să-l respingă pe Donald Trump, pe care l-a numit un om neserios, dar un risc extrem de serios pentru democrația americană. De asemenea, Harris și-a luat angajamentul să continue politicile externe ale administrației Biden în legătură cu NATO și Ucraina. With this election has a precious, fleeting opportunity to move past the bitterness, cynicism, and divisive battles of the past, a chance to chart a new way forward. Harris și-a promovat originile din clasa de mijloc, începând prin a vorbi despre copilăria sa în San Francisco, ca fică a unor imigranți. Mama ei a venit din India, iar tatăl din Jamaica. Mai devreme, nepoatele ei au explicat pe scenă, sub îndrumarea actriței Kerry Washington, cum se pronunță corect prenumele candidatei. First you say comma like a comma in a sentence. Then you say la like la 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 la. Everybody over here say comma! Everybody over here say la! În privința rolului Americii în lume. As president, I will stand strong with Ukraine and our NATO allies. I will make sure that we lead the world into the future on space and artificial intelligence, that America, not China, wins the competition for the 21st century, and that we strengthen, not abdicate, our global leadership. Când a abordat detalii de politică internă, a vorbit generalități, spunând că se va concentra pe reducerea costurilor pentru nevoile de zi cu zi, precum asistența medicală, locuințele și produsele alimentare. Kamala Harris a criticat și politicile promovate de fostul președinte Donald Trump, despre care spune că ar vrea să fie un autocrat de talia lui Kim Jong-un sau a lui Vladimir Putin. In many ways, Donald Trump is an unserious man. But the consequences of putting Donald Trump back in the White House are extremely serious. He would use the immense powers of the presidency of the United States, not to improve your life, not to strengthen our national security, but to serve the only client he has ever had, himself. În tot acest timp, Donald Trump a postat zeci de mesaje virulente pe rețeaua sa socială, comentând și criticând în timp real declarațiile Kamalei Harris. Cu câteva ore înainte, într-o vizită în Arizona, la granița cu Mexicul, fostul președinte a atacat-o pe Harris pe tema imigrației. She's lazy and probably more importantly than being lazy, she wants to have an open border. Aflat în vizită la Kiev, premierul indian Narendra Modi l-a îndemnat pe Volodymyr Zelensky să se așeze la masa discuțiilor cu Rusia pentru a pune capăt războiului. Deocamdată continuă acțiunile ofensive ale ucrainienilor în regiunea Kursk, pe teritoriul Rusiei, dar și asalturile rușilor în estul Ucrainei.
Premierul Indiei i-a transmis președintelui Ucrainei că va acționa ca un prieten pentru a ajuta la aducerea păcii. Dialog se nevălta hai. Diplomacie se nevălta hai. Or hamne bina samay ghumaye us disha mein aage badhna chahiye. Dono pakshon ko saath baith karke is sankat ki ghadi se bahar nikalne ke vyaktigat roop se main bhi agar isme koi yogdan kar sakta hu to main zarur karna chahunga ek mitra ke roop mein aapko vishwas dilata hu. Calea către rezolvare poate fi găsită doar prin dialog și diplomație și ar trebui să ne îndreptăm în acea direcție fără a pierde timp. Ambele părți ar trebui să se așeze împreună pentru a găsi o cale de ieșire din această criză, a spus Narendra Modi. Modi a insistat că India nu a fost neutră și nici un simplu spectator în timpul conflictului, ci a militat activ de partea păcii. Însă până acum, șeful guvernului de la New Delhi a evitat să condamne invazia Rusiei, iar Zelenski l-a criticat anterior pe Modi pentru vizita la Moscova de luna trecută, reproșându-i că a mers să-l îmbrățișeze pe Vladimir Putin. Până una alta, Kievul își continuă bătălia pe mai multe fronturi. Forțele aeriene ucrainene susțin că au lovit în regiunea Kursk, pe teritoriul Rusiei, cu bombe de precizie cu planare furnizate de Statele Unite. Luptele continuă între timp și în estul și nord-estul Ucrainei. Armata ucraineană susține că a recuperat puțin din teritoriul ocupat, aproape 2 km pătrați în regiunea Kharkov. De asemenea, ucrainenii au intensificat atacurile cu drone împotriva țintelor militare și de combustibil din Rusia. Un feribot care transporta 30 de vagoane cisternă a luat foc într-un port din regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei. Nava avea ca destinație Crimea. Potrivit blogărilor de război, feribotul rusesc ar fi fost lovit de o rachetă antinavă ucraineană. Din cauza incendiului, portul Kerch, aflat în apropiere, care leagă peninsula de Rusia, a fost închis temporar. La fel a fost suspendat și serviciul de feriboturi. Un vulcan din sud-vestul Islandei a erupt pentru a 6-a oară din decembrie încoace. Mai multe cutremure au precedat erupția, care a început puțin după 9 seara. Acestea au provocat o fisură de aproximativ 4 km în craterul vulcanului și au dat naștere unui râu de lavă care a început să se scurgă de pe versant. Autoritățile islandeze spun că populația nu este în pericol, dar preventiv au închis mai multe drumuri. La precedentele erupții, lava a ajuns în apropierea unui orășel. Echipele de curățenie din Brazilia au avut o sarcină descurajantă, să adune gunoiul de la înălțime în jurul faimoasei statuie a lui Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro. A fost o misiune pe care doar alpiniștii au putut să o ducă la bun sfârșit. S-au folosit de frânghii legate de barierele platformei de observare pentru a coborâ pe versantul muntelui sub monumentul de mari proporții. Și așa au putut să strângă tot felul de deșeuri, inclusiv unele din materiale inflamabile care cresc riscul izbucnirii unor incendii de vegetație. Angajații ai companiei municipale de salubritate, muncitorii respectivi sunt alpiniști cu atestat. Deseori sunt trimiși să curețe versanții faimoși ai orașului, inclusiv cei din favele, cartierele comunităților defavorizate. Într-un cartier modern din Shanghai, până și pisicile fără stăpân au făcut cunoștință cu tehnologia. Pe spațiile verzi au răsărit căsuțe speciale pentru felinele care bântuiau pe străzi și cerșeau mâncare. Acolo necuvântătoarele găsesc mereu hrană și apă proaspătă. În plus, adăposturile sunt curățate frecvent. Cheltuiala e suportată de localnici. Aceștia primesc la schimb acces la camerele de supraveghere instalate în căsuțele pisicilor. Prin urmare, pot urmări animalele în voie. În plus, în cazul în care constată că li s-a terminat hrana, pot alimenta castronelul cu boabe de la distanță. Înainte de a se instala în locuințe, pisicile sunt deparazitate și sterilizate.